Această emisiune vă este oferită de Romasia. Bună seara, dragi telespectatori, și la mulți ani! Bine ați venit la prima ediție din acest an a Glasului Tribunei, o emisiune în care, deși fiind început de nou an, poate ar trebui să vorbim în primul rând despre prezent și mai ales despre viitor, va trebui totuși să ne reîntoarcem în trecutul apropiat, pentru că, neavând ultima emisiune din acest an pe data de 26, vom face astăzi analiza pe care cu siguranță cu toții o așteptați, mă refer în special la suporterii echipei UTA. Vom face acum analiza pe care trebuie să o facem evident la finalul fiecărui jumătăți de sezon, pentru că, iată, suntem într-o perioadă de scurtă vacanță și putem să aruncăm o privire acum mai la rece, mai analitică asupra ceea ce s-a întâmplat în ultimele 6 luni. 6 luni în care, din păcate, n-am avut foarte multe motive de bucurie. UTA a început, cum spuneam, cu mari speranțe acest sezon, dar, din păcate, toate acele speranțe s-au risipit după câteva etape și totul s-a terminat într-o agonie care s-a adunat foarte multe meciuri fără victorie, s-a ajuns și pe loc de retrogradare. Și o să încercăm să aflăm în această seară, în această primă emisiune din 2023, care ar fi cauzele care au dus la aceste rezultate, pentru că până la urmă de la identificarea cauzelor pornește și însănătoșirea cu siguranță. Și îl avem în această seară invitat în studio pe cel care poate să ne facă o analiză atât din punct de vedere sportiv, dar nu neapărat implicat acolo în iarbă, de unde lucrurile poate să văd mai de aproape și mai puțin clar, ci mai de la distanță și cu o, să zicem așa, cu un punct de vedere mai general asupra întregii strategii care a fost urmate și care urmează să fie urmate la clubul UTA în viitor apropiat. Îi spun bună seara și la mulți ani, domnule Attila Broșovski. Broși, bine revenit în emisiune. Ultima dată când am întâlnit aici era prin martie, era după un rezultat negativ cu Rapid. Și chiar glumeam amar atunci că ai șansă să fii totdeauna după cât un rezultat. Îți mărturisesc sincer că am vrut să fac emisiunea asta două zi după meciul cu Rapid. N-am vorbit cu tine atunci înainte pentru că a fost o superstiție. Zic, nu, că iar e meci cu Rapid și dacă te invit, stabilim cu trei zile înainte, poate iese prost. Din păcate n-a ieșit bine nici de data aceasta, dar uite că până la urmă poate mai bine așa, pentru că astăzi avem ocazia să, după o săptămână, două săptămâni de calm, de analiză lucidă, poate avem și mai multe noutăți față de ce am fi avut acum două săptămâni și putem să vorbim despre ce s-a întâmplat cu UTA în această jumătate de sezon. Și aș vrea să începem așa la general, pentru că aș vrea să aflu punctul tău de vedere ca manager. Care sunt pentru tine cauzele care au făcut ca UTA să fie în acest moment într-o poziție la care trebuie să recunoaștem, cred că nimeni dintre noi nu se aștepta? Bună seara și la mulți ani! Bine v-am găsit, bine am revenit. Da, într-adevăr, nu suntem neapărat acolo unde am fi vrut sau s-ar fi vrut sau și-ar dori toată lumea. Am pornit, așa cum ai spus, am pornit chiar bine acest sezon, mai ales în meciurile de acasă vorbind. După aceea a fost o sincopă destul de mare în care a trebuit să se umble din nou la butoane, pentru că nu s-a mai putut și am ajuns într-un punct în care toată lumea și-a dat seama, în special din conducere, că nu mai putem continua, din păcate, cu fostul antrenor. De aceea am ales să reziliem contractul pe cale amiabilă cu Ilie Păinaru. A revenit Jussi Balint la echipă. Echipa, să zicem, arată mai bine decât arăta în meciurile în care am avut acele multe momente în care, din păcate, nici măcar jocul nu ne dădea foarte multe speranțe. Dar mi-te să mai și adunăm ceva puncte, pentru că, așa cum s-a văzut, din păcate, punctele ne lipsesc cu desăvârșire. Noi sperăm că după această perioadă de vacanță care a început după meciul cu Rapid, așa cum ai spus,
Și de acum că intrăm în ultima sută de pregătire, după cum se știe, echipa va pleca în cantonament. Sperăm ca din etapa care urmează în data de 22, când jucăm la Craiova, să arătăm cu totul și cu totul altfel și să începem să strângem într-adevăr puncte, nu doar punct cu punct, pentru că am strâns câteva punctișoare de când a venit Diusi, dar mult prea puține pentru ceea ce ne așteptam sau, să spunem așa, să ne... Fără impact în clasament. Exact, exact. Până la urmă, asta este clasamentul, este cel mai important, unde punctele trebuie adunate. Cu toate că, la ora actuală, așa cum am mai discutat, la ora actuală nu este încă tragică situația, dar este îngrijorătoare. Putem să spunem că este îngrijorătoare. Bun, ai vorbit de schimbarea de antrenori și e clar că unul dintre lucrurile care n-au mers bine și pe care l-ați identificat și voi, pentru că de-aia ați făcut acea schimbare. Bun, aș vrea să te întreb, fără a face neapărat un proces de intenție, pentru că până la urmă cred că marea majoritate a opiniei publice în momentul venirii lui Ilie Poenaru a avut răbdare, dacă nu chiar, cum se spune așa, chiar unii chiar îl considerau o variantă bună, ceilalți au avut o atitudine neutră, așteptăm să vedem, dar e clar că lucrurile n-au mers. Care au fost criteriile după care a fost ales Ilie Poenaru? Ce v-ați așteptat de la el și unde s-a dovedit a fi o alegere neinspirată? Ce calități ați crezut că are și după aceea ați constatat din interior, pentru că e clar, noi vedem doar alea 90 de minute, dar voi ați văzut mult mai mult. Și care au făcut ca echipa practic să nu răspundă la comenzi, să fie ca o mașină gripată sub conducerea lui? Totul ce a arătat pe unde a antrenat înainte a fost un plus în ceea ce s-a numit alegerea antrenorului la vremea respectivă. Pentru că dacă stăm să ne gândim cu echipe nu de top din România, Clinceni și Mediaș a făcut lucruri bune spre foarte bune. Automat ne-am gândit că poate să fie o variantă câștigătoare și pentru noi. Au fost mai mulți antrenori care au fost contactați la vremea respectivă. Până la urmă, alegerea a fost pentru Ilie Poenaru, atât din punct de vedere sportiv, din punct de vedere financiar, putem să spunem din toate punctele de vedere, vorbind dintre antrenorii care și-au dat acordul la discuții. Au fost cine au zis clar nu. Automat, pe aia ai scăzut de pe lista aia nu foarte lungă. Dintre cei cu care ai discutat, din toate punctele de vedere, Poenaru a fost la vremea respectivă cea mai bună variantă. Despre Ilie Poenaru se vorbește în Arad că nu a fost o variantă neapărat foarte ieftină. Să înțeleg că cealaltă variante erau și mai scumpe decât Ilie Poenaru. Exact. Exact. Adică din punct de vedere, poate din punct de vedere financiar, ca și salariul antrenorului, unul dintre ei era un pic mai jos, dar ceilalți erau mult mai sus decât Ilie Poenaru. Plus că am avut foarte multe feedback-uri pozitive pentru dânsul. Din păcate, a pierdut echipa la un moment dat. În momentul în care pierzi echipa și echipa nu mai răspunde la comenzi, este foarte greu, poate să fie oricine antrenor, este foarte greu să repui echipa pe un făgaș normal. Dat fiind faptul, în ideea că, din punct de vedere financiar, nu au fost și nu sunt probleme la echipă, din punct de vedere al jucătorilor. Era vorba de spui că a pierdut echipa. A fost o problemă de relaționare la nivel uman între el și jucători sau de lipsă de încredere a echipei în ideile lui tactice? Cred că au fost de toate adunate. Și relaționarea între el și unii jucători, între stafful tehnic și unii jucători și
această incapacitate de a pune în valoare fiecare jucător ceea ce are plus ca să îl demonstreze pe teren. Ceea ce e ciudat aici e că această lipsă de chimie între el și Lot vine pe fondul unei situații în care Lot a fost adus în mare parte la fost construit la dorința lui. Și aici aș vrea să ajung la următorul capitol. În vară, de la UTA au plecat 12 jucători. Nu vorbim de cei de la Academie care poate au plecat împrumut sau așa, vorbim doar de senior. Au plecat 12 jucători, au venit 12 jucători. Întrebare. Bun, Ilie Poenor a avut niște rezultate interesante ca antrenor, un parcurs interesant din punct de vedere a posibilităților echipelor pe care le-a antrenat. Totuși, experiența lui îl recomanda pentru o investire cu o asemenea încredere, la modul în care lui practic i s-a dat mână liberă la în a-și alege jucătorii, în a-și aduce ce jucători vrea, în a disponibiliza câți jucători vrea și a aduce câți jucători vrea. Nu-i chiar așa, Giuliano, pentru că dintre acei 12 jucători care zici că au plecat atunci când a venit Ilie Poenaru, n-au plecat doar pentru simplu motiv că a venit Ilie Poenaru și a pus lista pe masă și a zis ok, ăștia 12 out. Nu s-a întâmplat așa. A fost o analiză făcută temeinic în care, ok, jucătorii aceștia ne ajută în continuare sau nu ne mai ajută și atunci asta este. Că e, pentru că nu a fost Ilie Poenaru într-adevăr și-a adus jucători așa cum își aduc toți antrenorii din Liga 1, își aduc jucători pe stilul lor și concepția lor de a antrena și de a juca. Dar până la urma urmei tot clubul este cine decide dacă un jucător vine sau un jucător pleacă. Pentru că până la urmă urmei, dacă se consideră că acel jucător care vrea antrenorul să plece, de exemplu, te poate ajuta încă, atunci trebuie undeva să se facă o cale de mijloc între antrenor, între jucători, între conducere, între toată lumea, ca fiecare să-și vadă de treaba lui și fiecare să scoată maximum din ceea ce face. Putem să luăm cazul clar care stă pe buza tuturor, cazul clar al lui Claudiu Cheșeru, care a intrat într-un clinch cu Ilie, cu toate că Ilie l-a dorit și l-a adus la echipă. Care au fost într-adevăr chiar toate substraturile, nu le știe nimeni. Doar ei doi și fiecare știe partea lui. Și atunci am zis, ok, când s-a făcut schimbarea, ce și cum, și Claudia au rămas în continuare la echipă, într-adevăr s-a văzut, Claudiu ne mai poate ajuta. Bineînțeles, din punctul meu de vedere, oricare dintre jucători, că este vorba de Claudiu Cheșeru, sau că este vorba de oricare dintre juniori, Rareș Pop, care acum este unul dintre juniorii de perspectivă al UTEI și care este titular meci de meci, fiecare trebuie să-și vadă de treaba lui în momentul în care intră pe teren și să dea absolut tot ce poate și în special să vrea. Pentru că de acolo se pleacă. Dacă nu vrea, oricine poate să fie, orice jucător din lumea asta poți să-l aduci la UTA sau la orice altă echipă, dacă nu vrea, nu face. Asta e cu siguranță. Bun, dacă decizia finală, oricum se ia în urma analizei și decizia finală, până la urmă, este asumată de club, înseamnă că ești chiar omul potrivit cu care poți să discut lucrul ăsta. Nu e prea mult și asta te întreb chiar dacă tu doar din vara trecută ai fost aici. Dar a devenit o practică la UTA. În fiecare vară pleacă 12, 13, 15 jucători. În fiecare iarnă pleacă 6, 7, vin alți 7, 8. Nu e prea mult. Nu e o strategie în care cumva te ține pe loc, pentru că practic noi reconstruim la fiecare 6 luni o altă și o altă și o altă echipă. E o direcție corectă asta? Este o direcție în care la ora actuală putem să mergem. Pentru că, dat fiind faptul că nu suntem o echipă mare, nu suntem o echipă care să-și permită să dea foarte mulți bani pe jucător, adică să-l iei de sub contract
și să plătești clubului rezilierea de contract. În general, dacă stăm să ne uităm, sunt toți jucătorii, marea majoritate să zicem, 85-90%, care vin la Arad, sunt jucători care sunt în afara perioadei contractuale. Automat, dacă un jucător nu este sub contract cu cineva, înseamnă că ceva îi. Poate are potențial, da, că îl vedem că poate să ne ajute, dar este cu două tăișuri faza, pentru că poate să, într-adevăr, să explodeze la UTA sau poate să facă implozie, cum au făcut mulți alții, care de unii alții ne-am și în iarna asta deja sunt plecați. Aici problema nu e la venire. Venirile sunt generate de faptul că se pleacă foarte mult de la UTA și se pleacă, din păcate, pentru că dacă ar fi cazul cum a fost Roger sau cum a fost Miculescu, ok, jucători care au plecat la echipa mai bune, unul dintre ei chiar pe o sumă importantă de bani, astea sunt cazurile cumva fericite. Dar faptul că sunt majoritatea jucătorilor vin și stau un an, unii chiar iată jumătate de an, după care pleacă pleacă pentru că nu fac față, pentru că clubul nu e un semn de întrebare la în momentul aducerii acestor jucători, că ceva poate nu-i perfect în strategie, în informațiile poate pe care le avem despre jucătorii respectivi. Totul este o loterie când poți și ai posibilitatea să iei jucători care sunt în afara perioadei contractuale. Pentru că din ceva cauză, acel jucător nu are contract. Nu și-a prelungit contractul, nu vrea să-și prelungească contractul. Sunt N motive. Care sunt N motive care nu le știi tu. Tu îl analizezi pe jucător, ți se recomandă, ai feedback-uri bune, ai recomandări bune, l-ai analizat, l-ai văzut, îl aduci. Ți-am zis, poate să explodeze și să fie, după una, două, trei etape, să fie publicul, să fie fanul numărul unu al jucătorului respectiv, dar după aceea să intre într-o pasă proastă și să nu mai joace absolut nimic. Sunt unii alții care nu au arătat, din păcate, eu aveam așteptări, de exemplu, destul de mari, sincer, de la Ademi. Personal. Tocmai vreau să trec că sunt unii care ai spus că au fost loterie, atunci au venit unii din loteria asta pe niște contracte bunicele. Pe niște contracte bunicele, într-adevăr. Pe niște contracte bunicele, într-adevăr. Plus, ți-am zis, am avut sincer, eu unul personal, am avut așteptări destul de mari de la Ademi, dat fiind faptul și unde a jucat, în ce campionat a jucat, ce stil de jucător este. Era un jucător care, într-adevăr, s-a văzut pe el că e puternic pentru campionatul nostru, pentru ceea ce înseamnă un jucător de fotbal, dar, din păcate, nu a arătat absolut, absolut nimic. La el a fost și o problemă foarte mare de adaptare. I-a fost foarte greu să stea departe de familie la început, după aceea când i-a venit familia. A fost greu să revină în circuit. Au avut probleme și cu accidentări. Deci toate s-au dus legate și s-au dus până în groapă. Bun, am văzut că clubul a făcut anul ăsta, în vara asta, un prim pas ca să facă loteria asta puțin mai previzibilă. Avem un departament de scouting. Recent am văzut la o emisiune, la o postă TV centrală, am văzut pe domnul Glăvan explicând tot felul cum funcționează acea strategie și cel mecanism pe care l-a pus în mișcare. Bun. Putem să ne folosim de această unealtă ca transferurile pe care le facem în viitor, și mă refer inclusiv în viitor apropiat, să fie puțin mai predictibile, adică să avem o zonă de cunoștință mai mare despre jucătorii respectivi, inclusiv în ceea ce spui tu, capacitatea de adaptare a jucătorului respectiv, că poate dacă existau anumite informații despre ei, poate că aveam niște hinturi că acolo există o problemă și aia s-ar putea să ne afecteze în contextul nostru. Da, pentru asta ar trebui să lucrăm, cred că, gen CIA, FBI, SRI, ca să putem să cunoaștem absolut
toate informațiile despre el. În special tu găsești informații și vezi informații și te informezi și vezi absolut cu ochii tăi, vezi ceea ce se întâmplă în teren și ce face în teren. Este foarte greu să cunoști în totalitate sau, mă rog, în foarte mare măsură să cunoști viața particulară a sportivului. Da, am mai avut, într-adevăr, au fost în trecut și în vară, s-a discutat despre 1-2 jucători care n-au mai ajuns la UTA pentru motivul că extrasportiv are foarte mari probleme. Scuze. Și atunci s-a ales varianta, ok, poate ne ajută în teren sau poate nu, dar mult mai mari sunt șansele să nu ne ajute, dat fiind faptul că are foarte mari probleme extrasportive. Și atunci s-a hotărât la momentul respectiv, ok, întrerupem orice discuție, mulțumim frumos, asta a fost. Întâmplător sau nu, dar mai degrabă cred că nu întâmplător, uite, un jucător venit liber de contract și care dă satisfacție și care a crescut de când este la UTA este Filip Otela. Punându-l, putem să facem așa o paralelă între cazul lui Otela și cazul lui Ademi și nu există oare o șansă mai mare de reușită la jucătorii care sunt la o vârstă la care încă au foame de fotbal? Pentru că și Roger au venit la o vârstă în care, avea perspective să mai spună ceva în fotbal, decât la jucători de 29, 30 de ani, 28 de ani, care e clar că vin la fiecare contract pentru, nu știu, 500, 1000 de euro, un pic în plus. În plus. Poate fi asta eu știu că din punct de vedere antrenorul își dorește jucători experimentați, pentru că jucătorii experimentați ai șanse mai mari cu ei să îți răspundă bine în momentele dificile. Dar, ca strategie, mă trebuie pentru club, un jucător la 29 de ani, l-ai dus liber, îl vei pierde tot liber, practic tu nu ai decât cheltuieli cu el. Da, din punctul ăsta de vedere, da. Sportiv, el îți poate, te poate duce la obiectiv sau poate nu. Dar la jucătorii tineri poți, în primul rând, poți să-i crești. Și aici vin și te întreb, există la clubul UTA în momentul în care se semnează cu un antrenor, un capitol în care să-i se ceară și dezvoltare de jucători, și aici mă refer doar la cei din Academia, acolo e clar, ci la modul, ok, bun, ducem jucătorii de contract, dar hai să facem cumva să-i creștem, să-i ducem la următorul nivel și dacă tot îi pierdem la un moment dat, măcar să-i pierdem cu folase. Cu ceva plus, da. Păi, așa cum ai spus, clar și antrenorii care sunt acum la echipă au această clauză în care trebuie să avem grijă, pentru că noi, având și Academia, noi ne bazăm foarte mult pe ceea ce înseamnă Academia și până la urmă urmei jucătorii din Academie o să poată să fie vânduți într-adevăr pe sumă mai mici, mai mari, foarte mari, depinde de ei până la urmă urmei. Dar aici pot să te contrazic puțin. Dacă stai să o iei așa, îl avem pe Giorgio, care nu este din Academie, este un tânăr de perspectivă, să zicem, care a venit liber de contract. A venit să crească. Nu a venit cu pretenții nimeni pentru el. A venit să crească. Încercăm să îl creștem. A și dat satisfacție, din păcate, doar în meciurile amicale. Dar este unul dintre acele exemple, cum ai spus și tu, că să aducem jucători tineri care poate să ne ajute într-un viitor. Ne bazăm și pe această situație, ne bazăm în special pe ceea ce înseamnă jucătorii de la Academie, care, așa cum o să vedeți când, asta pot să vă spun acum așa off the record, cum s-ar zice, de exemplu, în Antalya o să plece destul de mulți jucători tineri, printre care îi știți pe toți cei care au fost deja în cadrul echipei,
Dar pe lângă ei, de exemplu, va mai apărea un nume al lui Sarkozy Hunor, care a avut un sezon foarte bun la Pečka. Care a avut un sezon foarte bun la Pečka, este jucătorul Academiei, care o să plece în cantonament cu echipa în Antalya. Apropo de asta, pentru că am o curiozitate personală, bun, ok, spui că nu i-ați dat mână liberă lui Ilie Poinaru. Nu se poate, pentru că a fost un lucru care pe mine m-a deranjat la acel moment. N-am spus nimic pentru că am zis că e păcat să cadă un jucător la mijloc. Dar nu se poate ca un antrenor să vină de la media și să-ți aducă un junior, un jucător sub vârstă, mă rog, pe un post pe care tu deja ai un junior pe care l-ai debutat în Liga 1, pe postul ăla, și mă refer la Pătlăgică, pe care noi după aia l-am trimis împrumut la Metaloglobus. Nu am nimic cu Maxim, Doamne ferește, l-am și apărat după situația cu penaltiul cu Rapid, pentru că mi s-a părut o fază de 100 de ori, dacă se mai întâmplă faza, nu acolo a fost problema. Deci acolo m-a deranjat ca principiu acolo, pentru că noi ca și club am investit în niște copii, ai dus până în prima echipă și vine antrenorul și îți duce dublură la dublură. Exact pe acel post. Ceea ce din punctul meu de vedere n-a fost în regulă ca și club. Maxim a fost pe același principiu ca și Giorgio. Deci pe același principiu a fost adus, în ideea că o să crească, pe lângă băieții din Academie care sunt la noi. Pătlăgică, ei fiind trei pe același post la vremea respectivă, Ilie a hotărât că din cei trei, Maxim îl poate ajuta mai mult în moment dacă este nevoie. Și nu l-a jucat deloc. Maxim joacă mai mult cu Ghiuzi decât de cu Ilie. Asta a fost și întrebarea noastră către Ilie la vremea respectivă. De ce el și nu celălalt? A motivat că o să fie, că îl cunoaște, că așa și pe dincolo, că o să joace, că nu știu ce. Până la urmă Pătlăgică a plecat, Maxim nu a jucat. Bine, i-a fost și greu să joace în fața lui Marco. Dar Marco a avut o perioadă care a fost Marco accidentat. Asta am vrut să spun. Marco a fost o perioadă când a fost accidentat și tu, de fapt și de drept, trebuia să te apuci să găsești ceva variante, alte variante, să joci fundaș stânga, să joci pe dreapta, doar pentru simplu fapt că băiatul ăla n-a primit nici măcar un minut să joace de la antrenorul care l-a consacrat, care l-a vrut, care l-a adus și care nu l-a pus nici măcar un minut în teren. E foarte greu așa. Era foarte greu și pentru Pătlăgică să joace dacă nu a jucat nici măcar un minut în momentul în care Marco s-a accidentat. Mai ales că eram într-o perioadă în care am avut probleme cu accidentările, când a venit Giussi. Am avut o perioadă chiar nasoală, când ori accidentare, ori suspendare. Și trebuia să faci ceva în care să încerci să obții rezultat. Nu să încerci să vezi ce ai la îndemână, că hai că o să fie bine oricum. Pentru că dacă eram pe locul 5-6, de exemplu, atunci puteai în meciuri în care au fost accidentări sau suspendări pe anumite posturi să vii cu ceva clar de la juniori sau cu un junior care joacă pe postul respectiv și să-l încerci în meci, că poate meciul respectiv nu conta atât sau acele puncte nu contau așa mult. Dar la noi, în momentul respectiv, când a venit Giussi, deja punctele deja erau un must. Erau necesar să facem niște puncte. A încercat tot felul de combinații înluate câte capa. Din păcate, nu am adunat acele puncte. Dar revenind la situația juniorilor, Maxim este un alt exemplu care a fost jucător adus tânăr, tot în ideea că va crește și clubul va avea de câștigat de pe urma lui.
Da, bine, eu mă referam de la jucători, cum a fost și caz de de ziceam, de cazul Otele, cu o treaptă puțin superior care să-ți vină și să-ți intre și, să, și, să, și să-l poți juca, pentru că Otele a reținit, a venit și a intrat din stadii cealaltă. Dar fost, mulți a adus o soluție inclusiv pentru prezent. Dar mulți au fost, mulți, nu știu dacă poți să-mi spui la ora actuală, jucător care a venit, a intrat și primele una sau două meciuri ai zis, ok, mulțumim, nu. Îți spun unul, dar a plecat deja de la UTA. De asta zic că sunt foarte... Din păcate, acel 10% da. În care ai marja aia că da, poți să dai kicks. Pentru că nu cred că este în lumea asta vreun antrenor, vreo echipă care toți jucătorii care și-a adus au fost... Doar variante câștigătoare. Bine, în varianta, acum, la ce s-a întâmplat cu Ilie Proionaru, e foarte greu de făcut o analiză din punctul ăsta de vedere, pentru că în momentul în care toată echipa nu-ți joacă nimic, e clar că foarte greu poți să analizezi, pentru că așa, dacă ești fiecare jucător în parte, poți să spui că te poți dispensa de toți, că nu că ești pe locul 15, da, greu. Da, corect și asta, da. Bun, ce facem, ce se întâmplă acum în iarnă? Să ne așteptăm la, iarăși, la mișcări de trupe... O să fie, deja sunt, deja după câte știți, ați văzut o mișcare de trupă, alte două mișcări ați văzut care au, deja plecări. Au plecat. Mai sunt încă niște discuții, chiar discuții avansate cu alți doi jucători, nu vă pot da nume, evident. Nu vă pot da prea multe detalii, pot să vă dau doar, așa, off the record să zicem, pe posturi, un atacant. Și un fundaș dreapta, să avem dublură de fundaș dreapta, într-adevăr, fundaș dreapta. Nu să avem combinațiile de înluate câte capa, fundașul stânga să joace pe dreapta. Deci astea, cu cei doi avem discuții foarte avansate. Plecări să mai discută de ce de cu cineva? Aveți discuții, da. Mă rog, să fii inițiat? Da, mai sunt și discuții de plecări, împrumuturi. Care în următoarele zile vor fi anunțate. Plecări pe considerente de randament sau pe considerente de salariu? Pe considerente în special de randament. Pe considerente în special de randament. Bun. Acum hai să trecem la aspectul pozitiv al randamentului, pentru că am vorbit de... Și sunt doi jucători care din punctul meu de vedere și numai din punctul meu de vedere, din punct de vedere a majorității suporterilor, au ieșit în evidență, în special în această ultimă parte a sezonului. E adevărat, când echipa merge prost, dacă ai doi jucători care joacă un pic bine, imediat sar în evidență. Și aici am două întrebări clare. Cum stăm cu contractele lui Filip Otele și Rareș Pop? Ca mă refer la data încheierii contractului. Cât de siguri suntem pe ei? În proporție foarte mare pe Otele și în proporție de 100% pe Rareș. Deci Rareș Pop are contract, știu că are un contract mai lung. Da. Dar la Filip Otele, din ce știu, contractul actual îi expira în vară. Da, de asta există spus, șanse să-l prelungim? Da, există. Sunt șanse mari în care să se prelungească. Chiar acum, astăzi... Ca să nu pățin ca și cu Roger. Nu. Astăzi, mâine sunt... acele zile în care se pune totul la punct și se ajunge până la nivelul de 100% de discuție. Bun, clauza de formare ale Otele? Aia se va rezolva în data de 17, când se deschide perioada de transfer, vom putea face transferuri. Bun, nu pot să nu te întreb, de ce n-am plătit-o până acum? Nu a fost plătită, pentru că așa a fost discuția de la început, în care noi ne-am asumat această sumă, în care o să fie plătită în momentul în care va trebui să fie plătită. Nu, da, știm că sunt, deci totul decurge, dacă vrei să plătești direct, poți să plătești direct fără nicio problemă. Nu ajungi la penalități mari, îți organizezi absolut toate plățile, această plată nu era o prioritate la vremea respectivă. Bun. Acum o să fie o plată prioritară, pentru că avem nevoie să putem să facem transferuri. Întrebam în ideea că de situația la Otele se știe de vreo două săptămâni. Da.
Există. Oricum, nu putem să facem niciun transfer până în data de 17. Nu, dar jucătorii liberi de contract puteți să semne până în data de 17. Putem, îi putem înregistra la federație până nu plătim clauza pentru hotele? La federație se va... Poți să îi înscrii și trebuie să îi înscrii până la, înainte de primul meci când vrei să îi folosești. Bun, situația cu plata clauzelor hotele nu era neapărat vorbind de ce se întâmplase acum câteva luni, ci de faptul că au trecut deja 3 săptămâni de când se știe de ea și se speculează pe tema asta, având în vedere că încă nu s-a făcut nici plată nici acum, că UTA are probleme de lichidități în momentul de față. Nu, nu are probleme de lichidități UTA la ora actuală. La ora actuală, toată lumea din cadrul clubului, atât jucători, staff tehnic, staff administrativ, sunt cu salariile la zi. Deci din moment ce sunt cu salariile la zi, nu putem să spunem că avem probleme de lichidități. Corect, și suntem una dintre echipe, dintre puținele echipe care suntem la ora actuală. Corect, doar că acum aveți niște cheltuieli urgente. E această clauză, e, mă rog, amenda pentru Ilie Păinaru, bănuiesc că rezilierile de contracte costă ceva, bănuiesc că și venirile de jucători costă ceva, mărunțișul care se adună. Când e prima tranșă care, sau când sunt primii bani care urmează să intre în club din, bănuiesc că din drepturile TV, că de la bugetul local mai durează? Din drepturile TV o să intre undeva prin februarie, în mod normal. În luna februarie. Da. Bun. Pentru că am vorbit de campania de transferuri, coroborat și cu eșecul sportiv. Deocamdată nu putem vorbi de eșec sportiv. Bun, eșec, din moment, e clar, e clar că analiza în momentul de față... Da, da, într-adevăr, și așa cum ai spus. Și inclusiv obiectivul care am înțeles că era locurile 6-12 sau cât era. Încă suntem un obiectiv. Încă suntem un, e adevărat că putem. Giuliano, până la urmă, cum ai spus și tu, suntem pe loc retrogradabil. Nu ești pe loc retrogradabil, ești pe locul 15. Da. La sfârșitul campionatului, locul 15 și 16 retrogradează. Dar până la sfârșitul campionatului sunt foarte multe meciuri. Până acum 3 ani de zile era de acord cu tine, dar Doamne ferește, Doamne. Știi cum? Am văzut cum se poate întrerupe un campionat. Bun, lăsând gluma la o parte, sperăm că e o glumă. Toată această campanie de transferuri din vară, cu foarte multe speranțe, cu jucătorii care, dacă te uitai pe CV-ul lor, cât a crescut bugetul de cheltuieli al clubului? Bugetul de cheltuieli al clubului a crescut undeva la vreo 20%, 20-25%. Bun. Ați avut surse de venit și nu mă refer la transferul lui Niculescu, care e o sumă care a venit odată, ok, sumă de venit care în momentul care să fie crescut și veniturile clubului? Păi toate acestea au fost adică calculate de la început. Aceste creșteri salariale, deci creșterea plafonului salarial, au fost făcute în funcție de faptul că a crescut și clubul financiar? Giuliano, până acum, la ora actuală, niciun jucător care joacă, a jucat, a plecat de la UTA, nu are litigiu cu UTA că nu și-a primit bani. Cu siguranță că nu. Ok. Dacă deja vorbim de contractări de jucători și aducem jucători, înseamnă că clubul și-a făcut calculele și salariul acelui jucător este asumat de club. În momentul în care ți l-ai asumat când ți-ai pus semnătura pe contract, înseamnă că te bazezi ca tu duci contractul acela până la bun sfârșit. Dat fiind faptul că noi nu avem litigiu la ora actuală cu niciun jucător care a fost la UTA sau cu antrenor sau cu oricine altcineva, demonstrează faptul că clubul și ceea ce și-a asumat a și făcut. E adevărat, în relația cu jucătorii. Dar aici nu pot să nu amintesc de faptul că noi în decembrie anul trecut aveam 2 milioane de euro datorii, iar în vară aveam aceeași 2 milioane de euro datorii. Așa. Întrebarea e, faptul că noi reușim să ținem salariile plătite la zi, faptul că noi nu avem litigi cu jucători care își primesc bani când pleacă. Așa. Bun,
toate astea nu sunt datorate și faptului că se cheltuie bani avans. Adică, bun, ok, noi față de jucători nu avem. Dar dacă noi acum, în anul ăsta, o să nu reușim să ne să achităm acele datorii, sau din contră ele cresc. Pentru că și așa se pot rezolva situații de genul ăsta. Cât de sănătos e clubul din punctul ăsta de vedere? Adică cât de liniștiți putem să fim? Pentru că tu știi foarte bine că asta a fost problema UTE-ului în ultimii 15-20 de ani. Da, dar eu nu cred că în ultimii 7, 8, 10 ani să fie avut probleme sau să nu fi liniștit că acest club nu are liniște. Păi, anul trecut am aflat pentru prima dată că UTE are datorii, lucruri de care nu, ani de zile nu s-a știut. Sau s-a știut, avem... Că nu s-au băgat în seamă? Nu s-a vorbit despre ele. Nu s-a vorbit despre ele. Aia e altceva. Iar suma, ia de rog, pentru că dacă era sumă de 200-300 de mii de euro, era insignifiantă. Dar 2 milioane de euro deja este o sumă care, și la momentul respectiv s-a spus că erau datorii recurente, dar erau recurente sunt și în recurente. Sunt recurente, da, într-adevăr. Sunt recurente. Deci nu sunt datorii care s-au stins de anii trecuți și s-a adunat în anul respectiv sau în sezonul respectiv. Doamne ferește! Hai să punem rău, sunt obligat să pun rău în față. În fotbal e clar că, din punct de vedere al lotului, nu ar trebui să fim o candidată la retrogradare. Eu, sportiv, am toată încrederea în echipa asta că poate să iasă de acolo, pentru că să văd și niște semne de revenire și valoarea jucătorilor nu-i aia care se duc la retrogradare. Dar în fotbal se poate întâmpla orice. Până la urmă au retrogradat și echipe mari, ține, face parte din sport. Cât de sigur pe ele este UTE ca și club. Cât de sănătos este în cazul 99%. Nu, în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă o retrogradare. Eu ți-am spus, ți-am răspuns că nu se întâmplă. Știu. Pentru că discuția nu este doar sportivă. Nu. Deci din punct de vedere, suntem capabili economic, administrativ să suportăm un asemenea șoc, pentru că diferența de venituri între prima ligă și liga a doua este uriașă. Nu ne gândim în primul rând, nu ne-am gândit și nu o să ne gândim la acest, cum spui tu, șoc. Pentru că UTE are locul și UTE trebuie să rămână în prima ligă. Și o să rămână în prima ligă. Bun, deci există un singur plan. The only one. Bun. Nu avem planul B, C, 7, nu. Știu că sunt multe litere în alfabet, dar nu. Bun. Deci avem doar planul A. Deci sunteți all-in? Întotdeauna am fost all-in. Nu, all-in în sensul că sunt eu personal, sunt all-in în sensul că nu, dacă asta nu s-a întâmplat, atunci gata, nu. Pun all-in în sensul că clar o să rămânem în prima ligă. Bun. Și UTE asta are nevoie și publicul ardean de asta are nevoie până la urmă urmei, ca UTE să rămână în prima ligă. Sunt convins că toată lumea asta își dorește, sunt convins că jucătorii sunt primii, sunt convins că aici greșești. Nu neapărat jucătorii sunt primii. Nu, dar sunt convins că nici lor nu le-a indiferent. Aia 100% nu le-a indiferent, nu jucătorii sunt primii. E clar că nu ei sunt primii, dar până la urmă, pe lume de ei depinde. De ei depindem, da, într-adevăr. Eu de aia ți-am pus întrebarea, că până la urmă, dacă ar depinde de tine, de mine, de suport, aș fi 100% convins că nu am retrogradat. Dar jucătorii, suntem la mâna unor oameni care trebuie să... Jucătorii care avem, jucătorii care avem la ora actuală, jucătorii cu care ți-am spus că se discută, sunt genul de jucători care într-adevăr o să se vadă pe ei și se vede pe ei, pe ăștia care avem acum, care îi cunoașteți, pe ceilalți care încă nu-i cunoașteți, sperăm să se definitiveze până la urma urmei discuțiile și să avem semnăturile lor. Sunt jucători care, cum este vorba, nu au mamă, nu au tată în momentul în care pășesc pe teren. Și o să facă tot posibilul să câștige fiecare meci. Și eu întotdeauna le-am și zis, mai ales la unii dintre ei cu care port destul de multe discuții, în momentul în care tu ieși de pe teren, tu ca jucător,
și tu poți să pui mâna pe inimă și să zici, eu am făcut absolut tot ce a ținut de mine ca meciul ăsta să-l câștig, nu am reușit din variante motive, scot pălăria. E adevărat, doar că nu mai avem multe variante din astea de... Okay. Nu mai avem multe variante, o să avem 5 meciuri foarte grele la început, acum când o să reînceapă. Avem 5 meciuri foarte grele. Aici 5... nu mai merge cu... Nu, aici trebuie să scoată rezultatul. Aici ți-am zis de la început, e vorba de adunat puncte. Da. Nu mai contează că ce joci, ce nu joci, că ai jucat frumos, că n-ai jucat frumos, că dă cu un gol mai mult decât adversarul și aia. Da, în momentul de față e singurul care contează. Bun, ne apropiem de final. Ați primit de la LPF o scrisorică, să-i spunem așa. Asta... Ce se poate face? Bănuiesc că a stat de vorbă, să nu știu, a stat de vorbă cu cei de la recurs. Da. Ce se poate face într-o lună de zile? Da, într-adevăr, am primit o scrisoare, să nu neapărat putem să-i spunem felicitare de Crăciun. Cum ar zice tot românul, nu numai noi am primit, nu, dar asta nu ne încălzește. Și petrolul și unui state și, da, exact, nu ne încălzește cu absolut nimic. Da, s-a discutat, într-adevăr, s-a discutat și cu cei de la primărie și cu cei de la Recons. Ne-au asigurat că o să facă absolut tot posibilul ca până la primul meci de acasă, care este în weekendul de 27-29 ianuarie, terenul să se prezinte în condiții bune, sperăm noi chiar mai bun decât atât, în care să se poată juca. Era clar că acele discuții care le-au avut cei de la Recons, că o să aibă și au deja asigurat că au fost prins și bugetat să se schimbe gazonul pe Francis Neumann, nu o să se poată face în iarnă, asta era clar, dar sper din tot sufletul și de la cum am mai discutat cu cei de la Recons, ca până în sfârșit de mai, când se termină campionatul, să fie deja toate aprobările și toate concursurile și toate licitațiile și toate, absolut toată partea birocratică să fie rezolvată, ca la ultimul meci să nu mai aibă loc nimeni să parcheze în spatele stadionului sau lângă stadion, ca să fie plin de escavatoare. Și atunci, într-adevăr, o să fie posibil ca 2-3 luni, cât o să fie distanța dintre sfârșit de campionat și început de campionat următor, să poată să schimbe ceva. Acum sperăm să reușească să reîmprospăteze acest teren, care din păcate într-adevăr a arătat groaznic la ultimul meci. A fost foarte, foarte greu de jucat ceva, de stat în picioare pe acel teren. Din păcate, eu am călcat pe același teren acum un an de zile, înaintea de meciului cu Botoșani și era la fel. Deci, din păcate, am pierdut un an de zile care lucru care se va face la vară putea să fie făcut. Da, dacă aici știi cum e, că dacă nu este terenul tău, pentru că dacă ar fi teren... Nu, vorbesc noi ca și comunitate. Până la urma urmei, toată partea birocratică, dacă nu a fost prins în... Acum este prins în buget. Corect? Este prins în buget pentru anul viitor. Dacă într-adevăr se realizează, foarte bine, sperăm și Doamne ajută. Anul trecut nu a fost prins în buget. Deci erau slabe speranțe, slabe șanse ca ceva să se întâmple și mai ales că nici nu a fost timpul foarte lung în care se putea face ceva astăvară. Aici ține aici stil de custă contrazic, îmi spui că nu-i terenul tău. Bă, e terenul tău. Și iată și oameni, pentru că noi suntem și calitate de contribuabile aici, iar cei din clubul ta, chiar pentru că... Este terenul nostru când jucăm. Este terenul, când jucăm, da. Nu, este terenul nostru oricând, pentru că este făcut din bani publici și suntem contribuabili la bugetul public ca persoane particulare aici. Da, și nu. Asta este o discuție mult mai lungă și nu are rost să intrăm în detaliile astea tehnice, pentru că automat dacă este orice teren care este făcut din bani publici, orice bazin, orice sală, absolut orice, nu-ți dă dreptul ție ca și contribuabil, dacă tu ai contribuit
la bugetul local și din bugetul local s-a făcut acea sală, nu-ți dă dreptul, pentru că tu ai contribuit și tu ți-ai plătit impozitele locale, nu-ți dă dreptul ca la orice oră să mergi să intri în sală, nu, să intri în bază. Nu asta am spus. Ca ide- dreptul, nu, ca idee. Îți dă dreptul să aștepți ca lucrul acela să fie făcut de calitate. Asta, că de fapt, asta, aici, aici e problema. Ai, aici da. Aici, aici da. E problema. Aici, nu, da. Nu că, pentru, că, pentru că lucrarea asta nu e ceva suplimentar. Păi e repararea am... unui lucru care s-a din făcut păcate, din stare. Din păcate, e un singur, din punctul meu de vedere, un singur teren la ora actuală, într-adevăr, s-a făcut de la început așa cum trebuie și se vede și la televizor cum arată acel gazon de la, de la Sfântul Gheorghe. Tot stadionul. Care... Acolo, și țin să spun, la stadionul, scuză-mă că te întrerup, la stadionul acela am un prieten foarte bun în Sfântul Gheorghe care a construit restaurantul de sub peluza sud, parcă, sau care este. El a construit restaurantul și mi-a spus, când m-am întâlnit cu el la primul meci, când am fost la Sfântul Gheorghe, mi-a spus sunt foarte multe probleme de execuție și proiectare. Și eu am zis, nu pot să cred că spui chestia asta. Atunci, atunci nu, știu ce, nu știu ce mai putea să spunem. Sincer. Din păcate, timpul a expirat. Așa se întâmplă. Ce se întâmplă de obicei. Ce să zic? Vă doresc mult succes și nu numai băieților, ci și vouă din staff administrativ, că urmează zile importante pentru voi. Să rezolvați toate problemele, să reușiți să puneți, să închegați o echipă care să... să ne treacă fără probleme prin perioada care, care urmează, pentru că, într-adevăr, avem cu toții nevoie să, să vedem muta cât mai repede ieșită din zona aceea. Dragi telespectatori, sperăm că v-a fost, v-a răspuns la unele întrebări emisiunea noastră. Vă doresc o săptămână cât mai bună, așa cum vă dorim cu toții un an nou fericit și un 2023 cât mai bun. Ne revedem săptămâna viitoare cu un alt subiect care sperăm să vă aducă bucurie. La revedere și o săptămână cât mai frumoasă. Această emisiune v-a fost oferită de Romasia.